Au mai rămas 2 zile până la începerea campionatului european, iar Franța continuă să fiarbă sub amenințarea atacurilor teroriste. Luptătorii antitero sunt extrem de îngrijorați, iar șefii lor spun că în cazul unor noi anchete care s-ar solda cu morți, campionatul european s-ar încheia. Cum am putea continua să avem o petrecere fotbalistică în timp ce ne îngropăm victimele, a spus un oficial al Serviciului de Contraterorism din Franța. Forțele de ordine din Hexagon, aflate oricum în alertă după atacurile teroriste de la Paris de pe 13 noiembrie 2015, au demarat încă de săptămâna trecută o serie de proceduri de securitate. Poliția chiar a cerut închiderea fanzonurilor, însă premierul francez Manuel Valls a decis să le lase deschise. 1 milion de turiști străini sunt așteptați în Franța pentru Euro 2016. 2,5 milioane de oameni vor asista de pe stadioanele europene, 90.000 de oameni de ordine vor asigura securitatea la turneul final. 51 de meciuri vor avea loc la Euro pe 10 stadioane.